Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrăr. Numărul cazurilor noi de coronavirus continuă să crească. În țară au apărut din nou aproape 6.000, iar în Timiș peste 350. În județul nostru, rata de infectare a sărit de 1 la 1000, fiind de 1,13. Două localități, Livezile și Foeni, rămân în scenariul roșu, cu incidențe mai mari de 3 la 1000. Haideți să vedem datele pe larg. Numărul cazurilor de coronavirus depistate de la o zi la alta este în continuă creștere. Doar în Timiș, în ultimele 24 de ore, sunt raportate 352 de infectări, în urma procesării a 3.344 de teste, iar numai puțin de 193 dintre ele sunt în Timișoara. Din totalul persoanelor confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore în județul Timiș, 38 au vârsta sub 18 ani. Iar ratele de infectare cresc în majoritatea localităților din cel mai vestit județ al țării, cea mai mare fiind momentan la Livezile, 4,09. În Timișoara, incidența se situează vineri 7 ianuarie la 1,5, în timp ce în Timiș rata a ajuns la 1,13. De ieri până astăzi a crescut și numărul celor internați în spitalele din Timiș, confirmați sau suspecți cu COVID-19. Sunt 187 de astfel de pacienți, iar 20 se află în stare gravă, la anestezie și terapie intensivă. În aceste condiții, numărul celor care aleg să se vaccineze în Timiș este în ușoară scădere. Direcția de Sănătate Publică din județ spune că au fost administrate în ultimele 24 de ore doar 1.293 de vaccinuri, cele mai multe fiind doza 3, numai puțin de 844. La nivel național sunt raportate 5.922 de noi îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, ceva mai puțin ca joi, 6 ianuarie, iar Institutul Național de Sănătate Publică transmite că în România au murit în ultimele 24 de ore 31 de persoane care aveau coronavirus, 3 dintre decese fiind în Timiș. Medicii de familie din Timiș vor putea face în perioada următoare vaccinuri anti-HPV. În Timiș au fost aduse aproape 1900 de doze din acest ser, care poate fi folosit pentru fetele cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani. Astfel se poate preveni apariția cancerului de col uterin. Totuși, din lipsa informării corecte, foarte puțini părinți aleg acest tip de vaccin pentru copiilor, chiar dacă imunizarea este gratuită. Direcția de Sănătate Publică Timiș a primit 1860 de doze de vaccin anti-HPV non-avalent Gardasil 9 pentru imunizarea fetelor cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani. Acest ser poate scădea semnificativ riscul de dezvoltare a cancerului de col uterin la femei. Gardasil 9 și conține vaccinul pentru prevenirea 9 tulpini care pot să producă cancer de col uterin. Deci acest vaccin este pentru prevenirea cancerului de col uterin. Este foarte important lucrul ăsta. Anul trecut, Ministerul Sănătății a extins grupa de vârstă pentru vaccinarea gratuită anti-HPV, astfel încât să fie incluse și adolescentele cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Cu toate acestea, în România, doar o treime din vaccinurile anti-HPV cumpărate în 2021 au fost folosite. Țara noastră se află pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea prin cancer de col uterin, cu un risc de 6 ori mai mare. De când a fost introdus acest vaccin în România, la început a fost o campanie care nu a avut un succes foarte mare. Părinții sunt reticenți, mai ales că e vorba de fetițe de vârste între... La început a fost categoria 11-14 ani, acum a fost extinsă până la 18 ani. Cererea la început a fost mai redusă. Cu timpul părinții au aflat de beneficiile acestei vaccinări și au început să mai vină la vaccinare. În județul Timiș s-au vaccinat în ultimii 4 ani doar 2.000 de fete. Cred și încurajez acest vaccin, da. Tu l-ai făcut? Nu, n-am apucat și, sincer, nici n-am avut așa îndrumare să-l fac. Aș fi de părere că ar trebui făcut gratuit și pentru peste 18, pentru că e foarte scump, eu l-am plătit. Când l-am luat eu în vară, parcă am plătit și e destul de costisitor. Mi se pare foarte bun, mai ales pentru că sunt foarte multe persoane care nu știu că au cancer de col uterin și este diagnosticat prea târziu. Vaccinul anti-HPV se face de medicii de familie pe baza solicitării părinților sau a reprezentanților legali care au transmis cereri în acest sens anul trecut. În ajunul Crăciunului Peritvec, comunitatea sârbă din Timișoara a aprins baniacul. În seara zilei de 6 ianuarie, în curtea bisericii din Piața Unirii, a fost aprins un stejar care arde păcatele, spune tradiția. Săptămâna viitoare, sârbii din Banat serbează și revelionul. În curtea Bisericii Ortodoxe Sârbe din Piața Unirii a fost marcat ajunul Crăciunului. Zeci de membri ai comunității s-au strâns în jurul baniacului. Trunchiul de stejar simbolizează arderea răului și al păcatelor din anul care se încheie. Totodată, simbolistica ne spune că flăcările înalte și scânteile care se îndreaptă spre cer reprezintă intrarea în noul an cu belșug și bucurie.
Speranță de mai bine, bucurie și liniște. Asta își doresc membrii comunității sârbe din Timișoara, care se bucură în aceste zile de sărbătorile de iarnă pe rit vechi. Eu știu numai pe sârbește că se zice Strejan, Strejan Božić. Da. Așa. Da. Ce înseamnă? Crăciun, Crăciun fericit. Crăciun fericit. Cum a fost sărbătorile? A fost 100 de mari, înalte, da. În fiecare an, în data de 6 ianuarie, venim aici. Badniacul a fost foarte bun, a fost un foc foarte mare. În fiecare an zic că, wow, așa un foc mare n-a fost niciodată. Anul ăsta chiar a fost impresionant și vremea ne-a a ținut cu noi. Și înseamnă că o să avem un an, wow, să sperăm că scăpăm de toată tristețea care ne înconjoară, să fie un an bun. Familiile sunt îndemnate să arunce boabe de grâu în foc pentru a fi un an cât mai îmbelșugat. Comunitatea sârbă sărbătorește Crăciunul cu 13 zile mai târziu decât creștinii de rit nou. Baniacul a fost aprins în curțile celor 60 de biserici sârbești din Banat, dar și la cele 5 mănăstiri. În mai puțin de 3 zile se deschide una dintre cele mai spectaculoase expoziții găzduite de Universitatea Politehnica Timișoara. Fabricație digitală ne duce în viitorul designului interior. Vor fi expuse obiecte pentru casă create cu imprimante 3D. Studenții de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism demonstrează din nou că sunt creativi. Aceștia au realizat și montat o expoziție dedicată viitorului amenajărilor interioare. Tinerii au modelat și apoi printat obiecte de decor pentru interior sau mobilier, toate realizate cu ajutorul imprimantelor 3D puse la dispoziție de Biblioteca UPT și de Facultatea de Arhitectură. Proiectele prezentate în cadrul expoziției reunesc două tipuri de exerciții. Unul de explorare formală parametrică cu materializarea unei serii de iterații geometrice de tip vază, iar altul care surprinde o serie de obiecte decorative funcționale de interior. Vernisajul expoziției va avea loc luni 10 ianuarie ora 14 în holul central al Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara. Aceasta va putea fi vizitată până în 16 februarie 2022. Știrile se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Teleuniversitatea pentru că urmează sport și meteo. Nu uitați că de luni până vineri ne puteți vedea live și pe Facebook și pe YouTube de la ora 18. Un final de săptămână excelent să aveți. La revedere! În sezonul de toamnă, mai mulți tineri fotbaliști ai Politehnicii au fost împrumutați la echipe din Liga 3-a. În seria 8-a, Robert Elling și Dragoș Coroiu s-au clasat pe locul întâi cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii. Rareș Bârlovian a evoluat la Pobeda Dudești Vechi, aflată pe locul 7. Alex Gașpar și David Periat s-au regăsit în lotul Avântului Peream, care a terminat sezonul de toamnă pe ultima poziție a 9-a, cu un singur punct. În această serie, pe locul secund se află Crișul Chișinău Criș, la 3 puncte de lider, dar are un meci mai puțin disputat. Din județul Timiș mai este CSC Dumbrăvița locul 4, iar la începutul ediției a fost și ACS Poli, exclusă însă din campionat după ce nu s-a prezentat la niciun joc. În seria 7-a, Mihai Jorza a evoluat la Aurul Brad, clasată ultima, locul 10. În această serie, lider e CSM Reșița. Echipa antrenată de Dan Alexa, cel care în sezonul trecut a condus-o pe Politehnica, nu are nicio înfrângere în cele 15 partide disputate. În ediția precedentă a Ligii a 3-a, Fortuna Becchiereanu Mic a fost formată exclusiv din jucători împrumutați de la Poli, dar nu a putut evita retrogradarea. Vremea se răcește în vestul țării, unde vor apărea și precipitațiile în majoritatea localităților. La Timișoara cerul va fi înorat după lăsarea întunericului, iar în a doua parte a nopții, când minima se va situa la 0 grade, va începe să ningă. Prima zi a weekendului vine cu lapoviță, iar mercurul din termometre va indica maxime de 1-2 grade Celsius. Și la Lugoj este posibil să înceapă să ningă încă de pe timpul nopții, iar cerul va fi acoperit de nori. Minima va fi de minus 1 grad Celsius. Sâmbătă, meteorologii preconizează că vor fi precipitații mixte și în orașul de pe Timiș, iar temperatura maximă va fi de 2 grade Celsius. La Buzia și pe timpul nopții cerul va fi acoperit în totalitate de nori. Nu vor fi înregistrate fenomene meteorologice, iar minima va fi la limita înghețului, 0 grade Celsius. Sâmbătă, în schimb, va fi lapoviță de la primele ore ale zilei până spre seară. Temperatura maximă nu va depăși 2 grade Celsius.
Situația meteorologică va fi asemănătoare și în vestul județului Timiș. Se va anura după lăsarea întunericului la Jimbolia, unde temperatura minimă va fi de minus 1 grad Celsius, iar spre dimineață va începe să ningă. Sâmbătă sunt așteptate precipitații mixte pe tot parcursul zilei, atunci când termometrele vor indica o maximă de 1 grad Celsius. Pe cei din Sân Nicolae Mare așteaptă o noapte cu minime de minus 1-2 grade Celsius, iar spre dimineață va ninge consistent. Sâmbătă, la orele amiezii, este posibil să apară lapovița, iar spre seară, când temperaturile vor mai scădea, va reîncepe să ningă. Mercurul din termometre nu va arăta mai mult de 1 grad Celsius în prima zi a weekendului în cel mai vestic oraș al țării. Situația în România este gravă. În fiecare 3 minute o persoană moare. Bunica mea a decedat. Credeți-mă, au fost niște clipe pe care nu o să le uit niciodată. Eu m-am vaccinat doar ca să pot să trăiesc liber, să pot să fac sport și să nu ajung niciodată în spital. Mă numesc Eduard Novac. Haide să ne vaccinăm, că numai așa putem să încheiem această situație teribilă. Au venit și facturile de energie electrică și gaze naturale, dar acum plătesc atât cât consum, pentru simplul fapt că mi-am făcut un obicei din a citi și a transmite lunar furnizorului indexul contoarelor. Astfel pot ține o evidență clară a cheltuielilor. Mai mult, îmi dau seama care e oferta cea mai potrivită consumului meu și dacă pot economisi pe aici colo. Te încurajez să faci și tu la fel. E simplu. Intră și tu pe www.autocitir.ro pentru a afla mai multe detalii. O campanie de interes public a ANRE cu sprijinul Acue și AFER. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Prima rețetă de astăzi o să fie un ficat de rață pe pat de sare, o să-l prăjim pe sare și când o să-l montăm, o să-l montăm cu dulceață de smochine, zmeură proaspătă, puțin ulei verde și niște microplante. Avem nevoie de ficat de rață, dulceață de smochine, zmeură proaspătă, ulei verde, sare de mare și pâine proaspătă. Am dat drumul la foc, lăsăm puțin să se încingă tigaia, venim cu ficatul. Cam 2 minute pe o parte, 2 minute pe altă parte avem nevoie. Bun, scoatem ficatul, să scurgem puțin de ulei, de grăsimea care și-o lăsat-o. Apoi o să venim să prăjim pâinea și o să-l montăm. Am pus pâinea prăjită, deasupra am pus ficatul de rață prăjit, o să punem dulceața de smochine.
niște zmeură proaspătă, microplante de ridic, și acum o să punem un ulei verde aromatizat. Rețeta următoare o să fie un risotto cu șofran și cu hribi. Pentru risotto avem nevoie așa de ceapă albă, risotto arborio, hribi, sare, parmezan și șofran. Punem puțin ulei de măsline în tigaie. Să punem ceapă albă la călit. Așteptăm să se călească puțin ceapa. După ce este călită ceapa, punem orezul. Mestecăm puțin în orez. Orez, să zicem că am pus aici undeva la 50 de grame în crud. Și apă, depinde cum îl preferăm, mai cremos, mai tare, mai al dent, mai fiert. Depinde după gustul fiecăruia. O să stingem puțin cu vin alb. O să folosim o supă de lucru, nu apă. Am făcut o supă de lucru din legume. Acum adăugăm șofranul. Și incorporăm și hribii. Am pus 2 licuri de orez, supa de lucru incorporăm treptat și punem câte supă de lucru este nevoie, aproximativ 3-4 ori dublu din cantitatea de orez. Orezul trebuie să fiarbă aproximativ 20 de minute. Și să fim atenți, mare grijă la el, tot timpul să mestecăm în el, să nu se prindă. Incorporăm untul în orez și la final adăugăm o lingură de parmezan. Am terminat de făcut risotto, acum o să-l montăm. Bine v-am regăsit! În ediția de astăzi, la Dublă Personalitate, vă propun o discuție despre teatru și film cu una dintre cele mai cunoscute actrițe dintr-unul din cele mai în vogă, să spunem așa, seriale la ora actuală, Vlad. Îi mulțumesc mult că e alături de mine, actrița Victoria Răileanu. Bun, Raul, mulțumesc tare mult de invitație și mă bucur că în sfârșit am reușit să ne întâlnim. Da, pentru că am avut foarte multe încercări. În a ne găsi un timp comun în care și tu să fii în Timișoara, da. Și să găsim timpul ăsta. Mă bucur că suntem împreună.
Ești timișoreancă, ești stabilită în București, faci teatru, faci film, le luăm pe rând, dar aș vrea să începem cumva cu începutul și să-mi spui de când și cum a pornit pasiunea asta pentru teatru. Pentru teatru. Tot primesc întrebarea asta și m-am gândit de-a lungul timpului, mi-am dat seama că eu n-am fost genul ăla de copil, de fetiță care să-și dorească să fie celebră, să fie vedetă, să fie actriță în filme, n-am fost pasionată de filme deloc. Dar eu m-am apucat de teatru de frică, prima dată, pentru că eram la Ion Vidu, liceu pe care l-am urmat amândoi, doar că eram la secția de balet și făceam balet deja de ceva ani și în același timp făceam și echitație de performanță și mi-am rupt piciorul odată, am căzut de pe cal, mi-am rupt piciorul. Și a trebuit să rămân pe tușă, cumva pe banca de rezervă cu baletul, pentru că a trebuit să umblu în cârje. Colegii mei de la școală mă știu că îmi luau cârjele și se jucau cu ele prin școală și eu nu mai puteam să merg deloc. Și a trebuit să stau pe tușă și am recuperat destul de greu tot cât avansaseră colegii mei de la școală cu baletul. Eu am recuperat destul de greu și mi-am dat seama la un moment dat că nu mai pot să fiu prim balerina așa cum mi-am dorit eu, așa cum își dorește orice fetiță care face balet. Și că cel mai probabil o să ajung balerină de ansamblu. Adică balerinele din spate care dansează toate în grup. Și bineînțeles că n-am vrut asta. Eu am vrut să fiu în față, să fie reflectorul pe mine. Prin plan. Exact. Și a venit clasa a șaptea, am terminat clasa a șaptea, a opta, pardon. Și urma ori să rămân pe zona de artă, de balet, dans, ceva, ori să merg să fac farmacie, ceea ce își doreau părinții mei. Nu mi-au plăcut niciodată științele exacte, de nicio culoare, nu m-am priceput la ele. Și am căutat eu prin școală. Am zis, ok, să cânt nu știu. Nu știu să stăpânesc vreun instrument suficient de bine cât să pot să continui să fac asta. Și am văzut, hopa, admitere la teatru. Și m-am dus la admitere cu o poezie și un cântecel. Atât. Și erau Mirela Puia, cred că era și Ion Rizea în comisie. Și mi-am spus poezia, am cântat cântecelul și Mirela spune și monologul. Și eu zic, păi nu trebuia monolog. Le zic eu profesorilor de la admitere. Ba da, trebuia monolog, că uite, du-te jos la vizier. Și eu zic, pentru că m-am speriat, zic, dar nu scrie jos la vizier, că trebuie monolog. Bineînțeles că după admitere m-am dus repede și scria că trebuie monolog. Cumva am intrat, i-am convins cu... Am bătut puțin din palme ritmul și am cântat destul de drăguț și am spus poezia. Și mi-am dat seama că îmi place foarte tare abia după prima jumătate de an la primul examen. Am și fost recompensată cu nota 10 și asta pentru mine a fost... La balet niciodată n-am fost printre cei mai buni. Și într-adevăr veneau oameni și îmi spuneau, ți se potrivește mult mai bine zona asta. Oameni maturi care mă cunoșteau de mică și îmi spuneau, ți se potrivește mult mai bine. Și așa am început. În clasa 9, la Ion Vidu, actorie. Și am început să fac teatru pe unde apucam, cu colegii mei de clasă. Am avut noroc de colegi de clasă care... Eugen Jebeleanu a fost colegi de clasă. A fost și el într-o ediție trecută la dublă personalitate. Am vorbit despre asta. Ați vorbit și cu el. Făceam efectiv teatru pe unde apucam. Intram într-un bar în Timișoara, vedeam un colțișor așa și ziceam la patron, ne lăsați și pe mine și pe noi să facem un spectacol de teatru aici? Și ei ne vedeau doi, trei câți eram acolo. Da! Și pregăteam repede un spectacol și îl jucam în barul respectiv cât ne lăsa domnul de acolo. Și tot așa am făcut noi liceul. Am jucat într-una pe lângă ce ne dădea Mirela, profesoara noastră de actorie, Mirela Puia, să facem pentru actorie la liceu. Noi făceam în plus, cred că de două ori în plus, mai mult. Dacă tot vorbim de liceu, tot în liceu cumva a început și cariera ta, pentru că aici știu că ai prins rolurile principale, dar până să ajungem la partea în care ai plecat în București, o să vorbim de spectacolele în care ai jucat aici, la Teatrul Național Timișoara. Da, am avut mare noroc că Alina Ilea a rămas însărcinată și că n-a putut să mai joace în spectacolul Weekend Dance, regizat de Mihaela Lichiardopol. A rămas însărcinată, era un spectacol de teatru dans, era cu foarte mult mișcare,
Ea, rămânând însărcinată, n-a putut să ducă mai departe rolul. Era rolul principal. Și s-a făcut un casting la Național, la Teatrul Național. M-am dus, încurajată de Eugen. El aflase de casting, de Eugen Jebeleanu, el aflase de casting și mi-a zis: Vicky, uite, tu ai făcut balet, te miști bine, du-te. Și m-am dus și am dat casting cu Cătălin Ursu și ne-am înțeles atât de bine din prima și am luat rolul și nu înțelegeam ce înseamnă asta. Adică eu am luat rolul, dar eu nu înțelegeam ce înseamnă asta. Că urma să joc pe scena Teatrului Național, că era rol principal, că urma să mă vadă atât de multă lume. Chiar dacă eram la secția de teatru, nu întâmpinasem încă situația unui spectacol. Asta eram în clasa 10-a. Noi nici la școală n-am avut încă un spectacol cu public. Da, practic în primii 2 ani faci lucrurile de bază. Exact, nu... faci joculețe, faci scene de 2-3, monolog și așa mai departe. Eu nu întâmpinasem asta nici la școală. Și a fost foarte mult, dar a fost atât de frumos, mi-a plăcut atât de mult să lucrez cu ei, iar m-au încurajat așa ca o familie, m-au îmbrățișat tot colectivul de la Teatrul Național, că eram mică și pierdută în spațiu, și m-au făcut să mă simt așa, ca acasă. Și a fost foarte frumos pentru mine, foarte frumoasă toată experiența. După care a urmat tot un spectacol aici, Crum, în regia lui Radu Afrim. Mi-am inteles de Crum, era printre primele spectacole pe care le-am văzut eu la teatru. Da, asta eram deja clasa 11-a, aflaserăm că se face casting și că vine Radu Afrim și deja știam, Radu Afrim, mamă, cum ar fi să luăm castingul ăsta? Și ne-am dus și am început să aflăm pe capete. Eu l-am luat și majoritatea prietenilor mei luaseră castingul și eram toți în acest grup în spectacolul lui Radu Afrim. Și a fost, Doamne, a fost o experiență atât de frumoasă și acum tremur când vorbesc despre ea cu entuziasm, așa că a fost atât de mișto. Ne simțeam deja mai profesioniști, eram deja, venea Radu Afrim să monteze la Național în Timișoara, cred că era și prima dată când venea Timișoara să monteze. Și a fost, deja și noi eram puțin mai mari, puțin mai șmecheri, ne înțelegeam altfel cu actorii de aici. Și a fost super tare, toată experiența. Deci ne-a plăcut foarte tare și ne distram efectiv pe scenă, ne distram foarte mult și asta era indicația lui Radu. Deci voi trebuie să vă distrați pe scenă. Să râdeți, să vă simțiți bine unii cu ceilalți, să vă duceți să faceți mișto de personajele principale și pentru că astea erau indicațiile, era o plăcere pentru noi, era ceva, o distracție întreagă. După care ai luat un rol important. Ai plecat. Da. Cum a fost experiența asta? Cum ai ajuns? Vorbim despre Daria, iubirea mea, în care ai jucat rolul principal. Eu eram deja în baza de date a celor de la Media Pro, pentru că mai mersesem de 2 ori la casting împreună cu Eugen Jebeleanu, pentru cu un pas înainte. Și noi doi ne luam de mânuță, luam trenul și ne duceam la București la casting. Și eram în baza lor de date și la un moment dat m-a sunat cineva, eram între clasa 11 și a 12-a, să vin să dau casting pentru această producție. Eu eram la mare cu prietenii mei, cu Eugen, cu Sebi, Seba, tot grupul meu din liceu. Și m-am dus să dau castingul de la mare, eram în Vama Veche, m-am dus la București să dau castingul. Nu m-am așteptat să iau castingul, pentru că în momentul în care am ajuns acolo, am văzut toate fetele că erau cum mă duc și eu acum la castinguri. Pregătită, îmi pun un pic de machiaj, mă aranjez cât de cât, mă îmbrac potrivit pentru rolul respectiv. Eu eram venită de la mare, în șlapi. Efectiv, eram în șlapi, cu costumul de baie pe mine. Și când am ajuns acolo și am văzut toate fetele alea, am zis, Doamne, dar eu n-am nicio șansă. Și erau și deja antrenate în sensul în care știau deja să dea coate pentru castinguri și să-și facă loc și așa mai departe. Eu stăteam cu minte. Ziceam, îl iau bine, nu-l iau bine. Am venit până în București, de la mare, nici n-am făcut foarte mult drum. Și tot vedeam că tot pleacă, fete acasă, tot pleacă și pe mine nu mă trimit acasă. Și mi se părea o greșeală, mi se părea că a uitat să-mi spună că trebuie să plec acasă. Și la un moment dat am intrat să dau ultima probă, că am dat vreo 3 probe. Lista se tot scurta și tot dădeam probe în continuare. Și mi-a zis doamna Ruxandra Ion, te muți la București? Și eu zic, de ce? Păi, ai luat castingul, ai luat rolul.
eram efectiv, zic, ce rol? Deci nu puteam să percep, mintea mea nu putea să perceapă. Ai luat rolul pentru care i-am luat ușor și a dat seama că a fost da, un erai șoc. Erai un copil până la urmă. Da, adică... nu, aveam, tocmai ce împlinisem 18 ani. Ai luat castingul pentru rolul ăsta pentru care tu ai venit să dai castingul, l-ai luat și trebuie să te muți în București. Zicând, păi joi, era luni. Eu între luni și joi a trebuit să vin în Timișoara, să-mi iau tot ce aveam de luat și să mă mut până joi când trebuia să încep filmările, ci repetițiile. A fost, cred că, o săptămână jumate, două de repetiții. Și m-am mutat. A fost așa... o avalanșă toată perioada aia, nu m-am așteptat deloc la așa ceva, îmi doream, eram plan oricum să mă duc să dau la un ATC, dar totuși peste un an, nu așa, în trei zile, hai să te muți. Și am zis, asta e șansa mea, oricât de tare nu mi-ar plăcea, plângeam că trebuia să-mi las toți colegii, toți prietenii aici, m-am mutat singură acolo. Asta vreau să întreb, ai plecat cu familia, ai plecat singură? Am plecat cu mama și cu tata, dar m-au mutat și au venit înapoi, ei. Și eu am rămas singură într-un apartament. Ulterior a luat și Eugen castingul la un pas înainte și am locuit împreună. Ceea ce a fost minunat, că simțeam nevoia, de zi mai eram liceancă, cu tot ce știam eu era școală și prietenii mei. Și dintr-o dată n-am mai avut nimic din toate lucrurile astea. Și s-a mutat și Eugen și a fost cel mai tare an de, nu știu dacă din viața mea, dar a fost un an foarte, foarte mișto. Am lucrat 8 luni pentru Daria, iubirea mea, și am învățat, a fost o școală din aia, ca o pastilă, ca o esență tare într-o sticluță, știi? A fost 8 luni în care am învățat pe viu, din experiență, tot ce puteam să învăț din televiziune, din cum să filmez, ce să filmez, cum să stai în fața camerei, cum să stai în lumină, cum să stai în semne, cum să fii natural cu toate restricțiile astea care îți vin odată cu filmarea, știi, că sunt multe restricții, trebuie să ții cont de foarte multe lucruri, dar să fii și foarte natural în același timp. Și atunci am învățat să fac asta. Despre restricții, despre ce înseamnă să fii într-un platou de filmare, dar și în teatru, să vreau să mai facem o ediție împreună, pentru că mă bucur foarte mult că ai fost alături de mine. Ne oprim aici, dar și săptămâna viitoare, tot alături de Victoria Răileanu, vom fi. Mulțumesc mult și rămâne pe ediția următoare. Mulțumesc și eu. Și vouă vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de noi, pentru că în săptămâna următoare, tot alături de Victoria Răileanu. Până data viitoare, numai bine! Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes. Îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seară. Fotbal, handbal, performanță, dueluri. Hai în tribuna polisportivă să trăiești intensitatea sportului timișorian. În fiecare luni la Tele 1.
la mulți ani în 2022, vorba aia, să fie cât mai multe lucruri noi și mai bune, că am tot avut parte de pandemii, suntem în al nu știu câterea val, în al nu știu câterea versiune, rădăcină și așa mai departe. Să sperăm, vorba aia, în punctele pe i din cuvântul viitor și în faptul că ele vor cădea pe lucruri bune. Anul ăsta, Sabin Popescu, regizor, bine ai revenit. Discutăm cumva în trena unui lucru bun din 2021, să zic așa, în siajului, și anume scenarizarea pe care tu ai făcut-o după Harms, după Daniel Harms, și care a fost avut premiera, punerea în luminile scenei pe data de 2 noiembrie. Anul trecut. Ce înseamnă Harms în versiunea asta ta? Să spunem că e vorba de traduceri din rusă, da? De Mihai Vakulovski, exact. Poet basarabian și prozator și critic basarabian. Te rog. Da, și fan Harms și el, ca și noi, da. Ca să spun așa. Daniel Harms este un precursor al literaturii absurdului, chiar al artei performance-ului. El și-a recitat poeziile modelându-și propriul trup, ceea ce era foarte interesant la anul 1917-18. Daniel Harms, din păcate, aș zice, este foarte actual. De ce din păcate? Pentru că tema majoră a operei lui Harms, care e o operă fragmentară, din fragmente disparată, foarte scurte, cumva, de proză, de teatru, dar extrem de coerentă. De aici și tentația de a face un scenariu Harms. Daniel Harms, tema majoră a operei lui este disoluția valorilor societății, dar chiar ale vieții. Și, din păcate, actualitatea e infernală în acest sens. Bun, scurt spus, Harms a avut el însuși o viață destul de, adică scurtă. Era, omul a trăit undeva de pe 1900 până pe 1940 și da, dacă, destinul e tragic, nu mă înșală ale memoria. Trei generații care a prins început. Revoluția bolșevică. Războaiele. Eu doar să amintesc cum a murit după ce a fost interzis, mă rog, a fost un dandy în anii 20 în Rusia Sovietică, e clar că n-avea niciun viitor, i-a fost interzisă opera, doar opere pentru copii avea voie să publice și pur și simplu a fost internat într-o clinică de psihiatrie, dar într-o rezervă, unde n-a fost nici bătut, nici împușcat, ci a fost lăsat să moară de inaniție. Adică deci de foame. De un cinism infernal. Un fel de detenție medicală, dar, repet, lucrul dovedit, a fost lăsat să moară de inaniție. Nu s-au deschis ușa rezervei lui săptămâni de zile până a murit de foame. Așa l-au ucis pe Harms. O metodă... Care este titlul scenarizării tale? Am pornit de la un titlu al lui Harms, și o să revin imediat la cuvânt, de ce este... Are o scurtă scenetă care se cheamă Poveste pentru bărbați și femei și de aici titlul. De altfel, scenariul acesta a unificat, am încercat să reconstitui o piesă majoră de la detalii minore. Aceste scenete s-au adunat, sigur, e meșteșugul scenaristului că a făcut o poveste, a sincretizat personajele, a pus în relație, dar esențial e cuvântul autorului. Deci am folosit exclusiv cuvântul, să zic, materialul clientului, da. Ca să glumesc, cuvântul, și cuvântul lui are o forță infernală, pentru că, pe de o parte, îl golește de sens și apoi îl recombină cu alte cuvinte și în alt context și dă un alt sens. Deci cuvântul e atât de puternic la Harms, încât e aproape un teatru de animație cu cuvintele care plutesc peste poveste, peste personaje, peste scenă. Deci, în sensul ăsta, fidelitatea este maximă față de
de opera lui Harms, de cuvântul lui Harms, că asta e important, chiar dacă scenariul este, repet, original, să-i spunem, dar el se bazează, se sprijină exclusiv pe această forță a cuvântului lui Harms. M-a întrebat de ce înseamnă Harms acum. Aș spune, paradoxal, în afară de, repet, că regretăm această actualitate, pentru că trăim într-un timp în care, să zic, e o decădere axiologică, valorile se... Cădere în gol a valorilor, exact, de marginalizarea lor, de tot. Da, și atunci... ce putem face? Sigur că ne constatăm cu toții asta, ne plângem, ce putem face? Și atunci am considerat că putem face să împingem această disoluție. Cioran ne învață că o lume care autodevoratoare, care decadentă, e bine să o împingi înainte spre final decât să o oblojești. În sensul că urmează regenerarea, adică lucrurile foarte pozitive. Da, făcea un fel, sigur, de apologie a sfârșitului în sensul unei renaștere, relansări, aproape o ciclicitate. Exact, de asta, nu este care... deloc, cum să zic, negativ această, ci dimpotrivă, ea te împinge la regenerare. Bun, asta la în cazul lui Harms se regăsește și natura și structura operei, de unde vine o anumită disparare, o anumită spargere aparentă a ei. El, într-un fel, a fost între primii. O atomizare e greu să spunem, să facem clasamente în cultură, care a fost primul, în orice caz a fost între primii, care a făcut o reducție ad absurdum. O reducție a lumii la absurd. E, de cazul e altul. Că ceea ce era absurd pe vremea lui Harms devine realism astăzi. Dă-mi cel mai pregnant exemplu sau cel mai frapant exemplu în sensul ăsta. Cel mai frapant exemplu este că omul lui Harms este un om despiritualizat, agresiv, pe care îl regăsim în Homo Politicus Correctus de astăzi. Ăsta e cel mai frapant. Ăsta care pozează intolerant, care face pe tolerant. Da, exact, dar care este, cum să spun, total inadecvat la real. Și care făcând... E stupid. Care făcând agresiv pe tolerantul, cade în stilul acuzat, adică, mă rog, cade în agresivitate, cade în intoleranță. Într-o răsturnare, exact, într-un semn pedos, într-un semn invers. De-aia zic că... Ceea ce părea extrem de absurd ajunge real, așa cum într-o altă epocă pe care noi am trăit-o, realismul socialist era de fapt un absurd involuntar. Acum la Harms am ajuns în situația că absurdul lui a devenit un realism involuntar în vremurile pe care noi le trăim. Și o situație, asta e un tip uman, cum ai spus tu, cu Homo Politicus Correctus, da, într-o latină voită aproximativă. Dar... o situație concretă, un personaj concret, o poveste de familie, da, în scenariu. O poveste de familie care se distruge, se autodistruge, care se neagă, adică o familie dizolvată, cum... Asta, apropo, și de asta cu familia tradițională, netradițională. Exact. Deci, de-aia zic... Tu cum găsești exprimarea ta artistică, să zicem, regizorală, scenaristică, într-o lume tot mai corectă politic? Păi nu, nu există, singura șansă este să o ridiculizăm prin armele spiritului, prin umor, prin ironie, prin sarcasm. Poate că noi care îl slujim pe Homo Ludens suntem singuri sau în prima linie care putem să luptăm cu acest Homo Politicus Correctus. Și repet, cu armele spiritului, pentru că ele sunt cele care sunt la îndemâna artiștilor. Și prin ce ar fi corectiunea politică un pericol? În viziunea lui Harms, ca să zic așa. E, viziunea lui Harms este această, cum să zic, el a trăit din plin începuturile comunismului. Le-a trăit, nu mai zic că le-a murit. Le-a murit începuturile. Așa că, până la urmă, această
revitalizarea comunismului sub forma lui politically correct, l-a lovit și pe el, ne lovește și pe noi. Și nu întâmplă, sigur că noi ne exprimăm în forma unei comedii negre în acest spectacol, dar ea este, repet, extrem de actuală și publicul care, spectacole care a avut loc până acum. Da, reacția publicului. Da, sigur, probabil că se iată extraordinar și e solicitat spectacolul și... Care e cea mai concludentă reacție pe care a avut-o din partea publicului, a oamenilor care au văzut? Reacțiile oamenii, până la urmă, asta e și bucuria teatrului, că așa cum e nemijlocită întâlnirea actorului cu spectatorul, așa și noi. Adică oamenii care mi-au vorbit, ceea ce e mult mai important decât, nu știu ce, ecou mediatic. Sunt oameni care m-au abordat pe mine, pe actori, care avem niște mărturii orale despre cel mai important. Cronicarii nu știu dacă au apucat să scrie în perioada asta, dar asta e important. Plus reacția sălii, adică zumzetul sălii și noi avem totdeauna feedback-ul. Da, sigur că da. Doamne, spunem, astăzi a fost un public bun, astăzi publicul a fost bun, a fost mai slab. La noi nu a fost publicul slab niciodată la spectacolele de până acum. Și urmează destinul spectacolul. E clar că a fost foarte bine primit de toată lumea și de cei care au lucrat la el, au lucrat cu entuziasm. Tu actorii. Cât ai lucrat la el? În timpul normal al nostru, de 6 săptămâni, efectiv. Sigur, scenariul era scris de mult, lucra în mine, scenariul... Da, autonom, cumva. Scenariul a lucrat câțiva ani în mine, ca să pot să lucrez, dar 6 săptămâni, el a... Că tu te-ai raportat constant la literatură, bine, e și firesc, nu e nimic surprinzător. Aici tu ai făcut un teatru, și asta ar fi cumva un teatru din poezie, da? Oarecum, să zicem, din fragmentele unui... cu un caracter poetic pronunțat, multe dintre ele. Da, metaforic, mai degrabă, aș zice, decât... Așa, decât ai făcut și din Ilie Cilustorescu, da? Da, care iarăși nu are nicio legătură cu lirismul de primă instanță. Da. E poezie narrativă, un fel de cronică în versuri, a satului, a așezării oltenești. Unele sunt ca niște scenete, ca niște sketch-uri aproape. Aștept să reușesc să... produc un spectacol după Emil Brumaru. După poezia chiar licențioasă a lui Brumaru, dar erotic, extrem de poetică. Da. E cu ghilimele licențios, că unde e poezie, nu e pornografie, este anulată, ca să zic așa. E anulată poezia. Și cam pe asta cu Brumaru, că îi rămâne unul dintre cei mai în vogă poeți români. Cam pe asta cu Brumaru, tu când vezi ieșind scenariul după el? La noi podul e plin de proiecte, da? Și de multe ori noi ne întrebăm, bun, și cine plătește? Adică important e producătorul, important să găsim și producătorul, că o fi instituție de stat, că o fi un producător privat, că o fi un spectacol, ăsta e mai degrabă un spectacol de club al lui Emil Brumaru, nu un spectacol de scenă italiană. Despre scenele astea alternative acum în pandemie, că încă suntem în pandemie, noi discutăm acum pe începutul... Da, în condiții de război. Da, valului 5. Da, da. Acum cât or fi, o vedea. Scenele alternative, care nu erau foarte dezvoltate în Timișoara, teatru de club, există, har Domnului, dar nu... Eu mi-am adus contribuția, ca să zic așa. Am făcut boborul în restaurantul fabricii de bere și s-a jucat ani de zile și aia a fost matca lui, dar a fost matca lui restaurantul, care e totuși un restaurant cu... Dă o anumită stare, să zicem. Da, design de epocă, de așa, și am făcut Iovul, cartea lui Iov în restălmăcirea lui Foarță în Domul Romano-Catolic. Adică m-am străduit pentru a alterna cutia italiană. Și chiar ce avem noi, sala 2, care e practic o platformă care e modulabilă, deci totuși și
poveste pentru bărbați și femei, se joacă tot în, în sala 2, care nu e o cutie italiană, unde am mai făcut spectacole. Asta e o șansă a teatrului, sigur că ea nu e definitivată, încă sala 2, dar e ea însă și o alternativă la clădirea centrală, hipercentrală, da, da. Cea mai și, centrală. Da, avem și studioul de sus, intim pentru spectacole care chiar sunt adecvate acelui spațiu. Studioul Uțu Strugari, cum îi spunem noi, care e tot în clădirea mare a teatrului. Cum vezi dezvoltarea proiectelor tale și a proiectelor teatrului în perspectiva asta al 2023, că noi suntem acum, reiau cuvântul, în ajunul anului în care ar trebui să fim capitală culturală. Da. Să ne înțelegem clar. Deci noi suntem acum în antecamera acestui. Cum crezi că va fi în primul rând? Păi, sincer și brutal de sincer, dacă se poate. Poate că amânarea prin pandemie a fost șansa noastră, pentru că eram total nepregătiți, după părerea mea, pentru 2021. 21. Da, ne-ar fi luat, ca orice iarnă în România, ne-ar fi luat prin surprindere. Da. Așa. Acum, reformele administrative care se fac la asociație, sau la, nu la asociație, la organizatorii, la stăpânire, ca să folosim un cuvânt arhaic, sper să fie de bun augur, pentru că nu simt pulsul orașului spre capitala culturală. Nu. Dar și proiectul ăsta cu capitala culturală e de văzut în primul rând ce mai înseamnă în Europa, nu numai la noi. Da. Că e o șansă pentru oraș, e clar. În același timp e de văzut dacă fenomenul ăsta mai înseamnă în Europa ce însemna acum nu știu cât timp. De exemplu, ce însemna în 2007 când a fost Sibiu. Da, chiar. Sibiu și-a onorat șansa. Sibiu, într-adevăr, a, din toate punctele oraș de vedere... Oraș mai mic decât Timișoara. Oraș mai mic și care a explodat și care a valorificat... Și în cadrul căruia teatru, prin festivalul de teatru de acolo... Exact. A fost chiar un cerc vicios în sensul bun al cuvântului. Da, un teatru, circuit, adică. Da. Teatru a ajutat, a ajutat orașul a ajutat teatru, festivalul. A fost o împlinire acolo. Aici să nădăjduim. Sigur că noi suntem datori să avem proiecte și eu chiar am un proiect mai amplu de teatralizare a orașului, dar, repet, nu depinde doar de artiști, depinde și de producători. Și asta ar fi pentru că o caracteristică aici ar fi iarăși ieșirea în stradă, în plină stradă, cum ar fi, da, a actului cultural. Da, adică, da, sigur, așa cum se zice offline, să fie și off-scene, să zicem. Adică în afara scenei, în afara... Așa e. Nu doar pe... Să zic așa, nu vreau să vorbesc, dar din proiectul meu pentru Timișoara Culturală, da, apropo de spații, presupune Piața Operei pentru un spectacol Vișniec Requiem, care înseamnă rememorarea artistică, metaforică a Revoluției, înseamnă Piața Sfântul Gheorghe pentru un recital de poezie timișoreană. Da. Înseamnă Sfântul Gheorghe, înseamnă Palatul Muzeului de Artă pentru un spectacol după Shakespeare, în universul negustorilor de artă, înseamnă un alt spectacol în dom, înseamnă un spectacol chiar în sala prefecturii a Consiliului Județean, înseamnă un spectacol la cinema mall, înseamnă un spectacol într-un restaurant. Deci proiectul are această, nu vreau să intru în detaliile lui, că am ales că s-ar putea să rămână o pură utopie, dar vreau să spun că m-am gândit ca și tine la această deschidere spre spațiu public. Exact. În contextul ăsta, 2022 fiind la începutul anului, ce va însemna?
că aici totuși suntem pe un interval de pentru tine ca regizor, suntem pe un interval de timp mai clar, trebuie să ai deja în bătaia puștii. Da, da, eu am foarte niște chestii concrete. Da. Da, repet, din punctul meu de vedere sunt eu, așa cum s-a întâmplat cu Harms, care a dospit în mine ani de zile, am alte proiecte, nu vreau să le spun numărul, dar care lucrează în mine, la care lucrez simultan, mă întorc la ele, care le pot începe, dar, repet, aici e vorba de producător. E vorba de producător. Că e Teatru Național, că e zonă privată, că e zonă de interferență. Da, parteneriatul ăsta, parteneriatul cum ar fi public-privat. Privat. Deci, eu n-am nicio chestie concretă din punctul de vedere al adică partenerului, da, al producătorului, decât din punctul meu de vedere. Eu sunt pregătit, să zic așa, am proiecte pe care pot să le încep la miezul nopții, oricând, pentru că le-am lucrat, le știu să le fac, dar noi, cum bine știi și tu, noi artiștii suntem, și foarte bine că e așa, suntem corelați la lumea în care trăim, nu suntem de capul nostru. Într-un fel, capul cei mai, suntem cei mai corelați, chiar dacă le simțim asta la modul nevrotic. Da. Adică de o intensitate care te face la o intensitate sau cu o intensitate care te face să par ciudat în ochii celor mai mulți. Pentru că simți, percepi niște lucruri pe care cel mai adesea nu le poți procesa sau decoda de o manieră exactă. Le decodezi prin arta asta pe care o Evident, faci. Evident, și lucrez asupra lor tot timpul. De-aia noi nu avem timpul de lucru normat. Un poet, un regizor, normabil. Da. Da, pentru că el... Adică când lucrez, când mă gândesc la un proiect sau lucrez un spectacol, o fac tot timpul, și la masă, și... E ca o virusare, cumva. Da, îl visez, da. Când eram foarte tânăr, și eram student, cred, la regie, și aveam un proiect în cap și lucram, chiar lucram, și la un moment dat am visat soluția. Și inițial mi-a fost rușine, zic, auleu, eu nu sunt capabil să gândesc, trebuie să visez. E, pentru mulți este o tehnică. Normal, ea de fapt a fost... Este un fel de virusare a ideii, a proiectului, nu? Să zicem, care lucrează singur, capătă acea autonomie, așa se ajunge ca soluțiile reale să vină, cele mai bune, să vină în momentele cele mai neașteptate. Au fost, nu numai în artă, am făcut aici o emisiune cu Mircea Dragu mai de mult, în știință, soluții, formule așa chimice, da, care s-au evit în partea scurte inefabilă, sau în somn. Da, partea inefabilă, partea de care sparge prin creativitate normalitatea, apare așa. Adică prin printr-un fel de erupție pozitivă, da, să zicem, a inconștientului. E mărul lui Newton, cică. Da. Da. Asta e mărul lui Newton. Mărul, la fel de important, nu, și în știință, și în religie, în creștinism cel puțin. Da, da, ca, da. Așa, element, să zicem, declanșator. Mulțumesc, Sabin Popescu. O mamă se teme că pereții se vor prăbuși peste copii în somn. Pentru milioane de români, pandemia se află la capătul unui lung șir de frici. Habitat for Humanity România le construiește locuințe. Sunt Florin Piersic Junior și te provoc să fii tu cel care transformă frica în speranță. Trimite Habitat la 8845 și donează 2 euro lunar.